La noapte cerul va fi temporar noros în nord, în centru și în nord-est, unde local va ploua slab. În zona montană înaltă, la peste 1800 de metri altitudine, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul teritoriului, cerul va fi variabil și izolat vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Temperaturile minime se vor încadra între 2 și 10 grade. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 6-8 grade. Mâine, în nordul, nord-vestul și centrul țării, valorile termice vor fi apropiate de cele climatologic specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va ploua slab. În restul țării, vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, iar cerul va fi variabil, cu unele norări, spre seară, în sud-est, unde ploile vor fi posibile cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în majoritatea zonelor, dar mai ales la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 22 de grade. În capitală, vremea va fi predominant frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. În zona munților Apuseni, cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va ploua slab, iar la peste 1800 de metri altitudine vor fi precipitații mixte. În restul zonei montane, vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, iar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va avea intensificări temporare, valorile termice vor fi apropiate de cele normale specifice perioadei.